eu cochetez multă vreme cu pictura. Unele dintre cele mai nasoale lucruri pe care poți să le întâlnești în lumea asta sunt pictorii care fac sculptură sau și mai rău, sculptorii care fac pictură. Sunt două lucruri diferite, au două suflete diferite, sunt aproape de pe altă planetă. Și asta a fost o încercare de apropiere. Cum faci o încercare de apropiere de un lucru care ți este relativ străin? Cu armele tale. Într-o tehnică care mi-e apropiată, poate într-o manieră care nu mi-e deloc specifică, dar mi s-a... E rău că sună așa, mi s-a rupt întotdeauna de manierele specifice, n-am niciun fel de manieră specifică și nu cred că cineva vreodată ar trebui să aibă vreo manieră specifică. Așa? Wunderkabinett, cabinetul de curiozități, asta pentru... Pleacă undeva prin secolul XIV și la început i s-a spus Kunstkabinett. Rudolf al IV-lea? Mult înainte de Rudolf al IV-lea. Dürer, până și Dürer avea o adunătură de lucruri interesante. Astea sunt imagini pe care le numești așa? Adică, până la urmă, nu sunt niște... Nu, conceptul aparține lui Mircea Suciu, care e curatorul acestui spațiu, laic, a spus, cu care am lucrat la toată această panotare. Aveam doar demoni, doar baza de la care s-a plecat. Și deci încolo s-a construit o poveste. Între doi prieteni. Demonii, bestiarul și așa mai departe. Demonii unui creștin. Mă revendic în continuare ca un creștin drept credincios, da, drept credincios după unii, probabil schismatic după alții și așa mai departe, morala creștină, baza. În cazul unui artist vizual, eu aproape un handicap, trebuie să-l recunoaștem. E el, ok, bun, ce am eu acum în spate, da, e Gorzo, dar dacă te uiți foarte bine, e Gorzo doar în 20%, doar 20% din formele pe care le vedeți aici și l-ați mai întâlnit la mine. Doar 20% dintre formele pe care le văd eu aici le-am mai întâlnit la mine. A fost o construcție. Restul de 80% de unde vin? De la Dumnezeu. Vin din formă, vin dintr-o conlucrare între ce cred eu că e compoziție, expresivitate, tensiune, formă, ținând cont de un material anume. Nu-mi place să siluiesc materiale, îmi place să merg cu ele, dacă vor. Dacă nu vor, le siluiesc, dar numai puțin. Rămâne la un nivel, zic eu, sau sper eu, decent. Decent de conlucrare. Nu are niciun rost. Găsește altă, sunt atâtea forme, atâtea moduri, atâtea materiale în care poți să te expui, încât poți să-ți găsești exact materialul care ți se potrivește. Ori mie mi se potrivesc mai multe materiale și ceea ce privește lemnul, îmi place, atunci când mă gândesc la lemn, îmi place să merg cu el. Și lemnul merge cu mine. Uneori și pictez, adică genul ăsta... Uneori și pictez, dar eu cred că dacă mă uit la asta, eu tot pictatele consider. Nu cred că mai au nevoie de ceva. Nu e nevoie de nimic în plus. Nu pun de la mine. Atunci când... A fost o discuție foarte lungă, probabil încă mai e, dar a fost acum câțiva ani în România despre inspirație. Toată lumea întreba cum e inspirația, de unde vine, ce e inspirația. Și au fost unii care spuneau, Sălișteanu spunea, inspirația e o pasăre rară care se așează rar pe umeri, trebuie să nu o sperii, să... Eu cred că la fel de importantă e și observația. Împart lucrurile între inspirație și observație. Cred că sunt la fel de importante. Nu pot să trăiască probabil una fără cealaltă, dar și observația foarte importantă. Pentru inspirație trebuie să fie acolo. Asta e profesionist. Profesionistul e acolo. Profesionistul nu și-a pauză, nu e vacanță, nu se duce, nu se culcă, se culcă uneori, dar probabil că inspirația nu vine numai o dată, vine cel puțin de două ori și așa mai departe și nu se sperie și dacă se sperie, poate poți să o prinzi. Dar nu despre asta vorbeam despre sensul materialului. Materialele au un sens, au un suflet, și au o viață de care trebuie să ții cont. Și asta încerc. Asta e lemnul de bran, nu se cioplește, nu se sculptează. Nu poate fi sculptat pentru simplu motiv că
Bradul e o esență moale care are și fibrele de an sau de iarnă, care a încercat să aduc, să fac o apropiere între între formă și material. Atunci când faci un desen, ții cont de foaie, de felul în care vibrează ea. Intervenția ta e minimă sau e maximă sau cât o fi, dar se ține cont de fond și de sufletul materialului. Exact acel lucru am încercat să-l păstrez aici. Ăsta e motivul pentru care probabil 90% din ce vedem aici pe pereți sunt lucrări făcute direct pe placă sau sunt desene sau schițe, încercări sau începutul e direct pe o placă de lemn pe care ulterior se dezvoltă lucrarea. Deci nu, n-a fost. Sunt lucruri, trebuie să recunosc că sunt lucruri care se regăsesc, sunt exact de undeva și de unde să le extragi, probabil că și la restul. E o chestie comună, că nu e, ca artist nu te scalzi în multe ape, e o singură apă care te scalzi, dar încerc să aduc în vizual sau să aduc în vizualul meu o libertate care le este foarte comună scriitorilor, spre exemplu. Deci asta cred că e vorba de o puritate numai formei, numai puritatea sensului și a materialului. Materialul se așează cumva. Mie mi se pare că așează cumva pe formă și cu minte, probabil, pentru unii. Nu sunt un trademark, ci mă privește, s-a nimerit. Da, e o formă care mă... nu mă obsedează, dar mă vizitează deseori și cu care lucrez. Da, au fost roz, da, au fost pe zidurile Bucureștilor, da, o televiziune din România a făcut o eroare gravă, pentru că din punctul meu de vedere ar trebui să se învețe la facultate de jurnalism. Poate ăsta e motivul pentru care atunci când mi-au fost furate niște lucrări în valoare 20.000 de euro de pe un gard din București, nici o gazetă din București n-a scris nimic, în schimb a scris despre defecțiunea unei roți a căruciorului lui J-Lo. J-Lo a cumpărat un cărucior pentru copilul ei și o roată s-a stricat. Căruciorul era în valoare de 3.000 de dolari. Ok, mie mi s-au furat lucrări în valoare de 3.000 de euro, n-a scris nimeni din București. Deci, voilà, probabil că tot a plecat de acolo. Cocone a fost o... Cocone a fost o lucrare foarte bună din punctul meu de vedere, unul dintre primele proiecte de artă stradală din București, care era un proiect, dacă vrei, anti-Duchamp, așa spune, proiectul anti-Duchamp, și anume, Duchamp ia un WC-ul, pune în galerie și artă, hai să ieșim afară din galerie cu un obiect, să-l pune în stradă și să fie artă. Și aceștia au fost coconii. Că au ajuns în altă parte, obiecte de cult satanic, că au ajuns reacție împotriva avortului, că au ajuns reacție pro-avort, că au ajuns bile sau buline care atestă riscul seismic, e treaba lor. Din momentul în care artistul i-a scăpat din mână și au început propria lor viață. Coconii sunt o formă care mi se pare bună, ok, sau nu bună, ok, bună de lucrat la un moment dat. Și da, se regăsește și aici. Sunt una dintre cele probabil 20% dintre forme care revin, dar revin în creația mea.